Administrația Națională de Meteorologie anunță că de săptămâna viitoare temperaturile vor crește din nou și vor rămâne mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în următoarele săptămâni. În săptămâna 21-28 noiembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile sudice și sud-estice. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice, estice și centrale. În săptămâna 28 noiembrie 5 decembrie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va avea o tendință deficitară în majoritatea regiunilor, dar mai ales în zona Carpaților occidentali și în nordul Carpaților Orientali. În săptămâna 5-12 decembrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. În toate regiunile, cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile nordvestice și la munte, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval. În săptămâna 12-19 decembrie, Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval la nivelul întregii țări.